Bună ziua și bine ați venit pe canalul meu. Vă aștept cu mare, mare drag să vă abonați în număr cât mai mare acestui canal și sper din suflet să și rezonați cu mesajele pe care vi le voi transmite. Voi face o etalare pentru cei din Zodia Fecioară pentru luna aprilie 2024. Haideți să vedem ce așteaptă pe cei din Zodia Fecioară. Ce spun cărțile de tarot pentru cei din Zodia Fecioară? Luna aprilie 2024. Să vedem. Avem doi de săbii. Ok, doi de cupe și patru de băte. Wow, ce frumos aici! Foarte frumos și la baza pachetului Marele Preot. Da, aici este vorba despre o căsătorie, despre o logodnă. Vă uniți destinele, vă căsătoriți, o mutare, o casă nouă, o relocare. Da? Foarte frumos, o sărbătoare. Un eveniment foarte frumos pentru cei din Zodia Fecioară. Contracte, colaborări de succes vă aduc armonie, pace. Dar în același timp apare și un blocaj aici. Posibil ca unii dintre voi, da, să vă simțiți un pic blocați sau poate surprinși de această, nu știu, ofertă, această colaborare, parcă vă ia așa prin surprindere, parcă vă aduce și un blocaj în același timp, da? Nu știți ce să face, nu știți dacă să vă îndreptați către acest nou proiect, nouă șansă sau parcă nu vă vine să credeți că există o astfel de șansă sau că persoana dragă face acest pas către dumneavoastră sau că ajungeți în... în fața altarului, mulți dintre voi, da? Foarte frumos. Se pare că vă uniți destinele, este așa ca o sărbătoare, este un eveniment care vă bucură sufletul, dar în același timp vă și blocați, poate mental aici, aveți de ales, nu știu, poate sunteți stresați cu pregătirile de nuntă sau cu noul acest proiect, aveți emoții, da? Sunteți puși într-o situație care vă incomodează, ca să zic așa, nu sunteți, poate nu erați pregătiți și v-a luat așa prin surprindere această cerere sau această ofertă, acest contract, această colaborare, da? Sau ați fost blocați și dintr-o dată vi se deblochează situația, da? În care sunteți. Acum nu toată lumea va rezona cu mesajul, bineînțeles. Dar vorbim aici despre un nou început pasional, pasiune, comunicare, acțiune. Se întâmplă lucrurile foarte repede, un nou început, o nouă pasiune, o nouă flacără într-o relație. Foarte frumos, o energie foarte frumoasă pentru cei din Zodia Fecioară, dar și plecați, da? Abandonați, optul de cupe. Abandonați această stare de blocaj, acest blocaj pe care l-ați avut, îl lăsați în urmă, da? Poate a fost doar un gând, da? Ați crezut că nu puteți să ieșiți din situația respectivă și în luna aprilie veți ieși din această situație care v-a blocat, da? Sau stare, poate e doar o stare, nu este chiar o situație reală. Justiția, posibil să aveți de-a face cu Zodia Balanță, unii dintre dumneavoastră, da? Justiție divină, se face o justiție aici divină. Parcă vi se face dreptate așa dintr-o dată într-o situație. Se clarifică, semnați acte, documente. Posibil pentru unii dintre dumneavoastră să fie vorba și despre un divorț în unele cazuri. Nu este pentru toată lumea acest lucru valabil. Poate de aceea acest blocaj. Ați crezut că aveți o colaborare sau o căsnicie frumoasă aici, da? Dar s-a dovedit a nu fi. Sau, da, se oficializează o relație. Vă căsătoriți unii dintre voi. Sau câștigați un proces în unele cazuri. Câștigați o casă, câștigați o moștenire, nu știu, terenuri. Cred că casă unii dintre voi. O câștigați prin instanță această locuință.
Da? Se echilibrează balanța, dar și o justiție divină. Parcă vine așa, nu v-ați așteptat să apară, să se facă dreptate, lumină într-o situație care v-a ținut ceva timp blocați. Da? Da, ia să vedem despre ce este vorba. Da, este o victorie care apare foarte... Veți primi această veste destul de repede, este o așteptare mai mică, da? Călătorii, drumuri scurte, da? Sunteți pe punctul de a finaliza o situație, de a semna contracte, colaborări, clarificări. Da, a fost o perioadă de sacrificiu sau a trebuit să faceți anumite sacrificii ca să ajungeți aici, unii dintre voi. Da? De acolo vi se trage și blocajul pentru unii, da? Sau vi s-a făcut o nedreptate, iar în această lună, cei din Zodia Fecioară vor avea justiție divină, se va face dreptate, lumină, într-o situație care ați fost puși, da, destul de neplăcută. Cineva aici n-a fost corect cu dumneavoastră, da, în unele cazuri. Regina de spade, da? Posibil să aveți de face cu gemeni, balanță, vărsător, cum am mai și spus, s-a accentuat balanța destul de mult, dar veți cânti rece, veți fi detașați unii dintre voi, veți clarifica, veți spune lucrurilor pe nume sau pur și simplu veți lua hotărâri, da? Acte, hârtii, documente, da? Desemnat, instituții de stat, aveți legătură cu ele sau nu, da? Nu este obligatoriu sau aveți doar dumneavoastră această energie sau cineva vă ajută în această energie, da? Cu această energie să poate un avocat, poate un medic în unele situații, da? Vă rezolvați probleme de sănătate, vă vindecați, vă reveniți, chiar și, da, în instanță, da, avocat, clarificări, se rezolvă o situație, se spun adevăruri, câștigați acest proces, îl veți câștiga. Vi se face dreptate. Ați fost neîndreptățiți și vi se face dreptate în această perioadă. Puterea. Zodia Leu. Da? Să aveți de-a face cu Zodia Leu sau nu, pentru unii dintre dumneavoastră, sunteți și provocați într-adevăr în această lună, dar aveți puterea să treceți peste toate. Da? Peste toate neplăcerile și bineînțeles că cei din jur vor încerca să vă mai, sau chiar persoanele care v-au creat blocajul, să vă mai... să vă bage din nou în acest conflict, dar dumneavoastră nu o să mai dați curs. Veți avea puterea să opriți această situație. Da, foarte frumos, energie foarte frumoasă. Da, deci este vorba despre un compromis care dumneavoastră l-ați avut, o nedreptate care vi s-a făcut și în această lună veți primi confirmarea că vi se face dreptate. Da, o trădare, ați suferit foarte mult. Unii dintre voi a suferit enorm. 3 de săbi, cineva v-a făcut să suferiți foarte mult, v-a creat un blocaj, a stat destul de mult timp acolo în starea respectivă, în suferința respectivă. Cum am mai și spus, posibil unii dintre voi să divorțați în această lună. Să apară și un divorț. Dar nu este pentru toată lumea. Sau o separare, o despărțire, poate chiar contractul de muncă, da, vă dați demisia unii dintre voi. Sau, nu știu, vă faceți propria afacere. Renunțați la ceva, ceva care nu vă place, nu vă aduce nimic bun. O energie destul, da, abandonați, plecați, da? Plecați din această energie, plecați, renunțați la anumite obiceiuri, la anumite stări, la anumite persoane. Pur și simplu vă întoarceți și întoarceți spatele și plecați. Vă îndreptați către ceva mult mai bun, serios, stabil. Ceva frumos, foarte frumos. Sper să fi rezonat cu mesajul, da? Nu este pentru toată lumea, atenție. Fiind o etalare generală, nu toată lumea va rezona cu mesajul, bineînțeles. Dar este o energie destul de plăcută, foarte plăcută la cei din Zodia Fecioară. Se face dreptate, se face lumină într-o situație care a fost blocată o perioadă. Sper să fi rezonat cu mesajul meu. Vă aștept și la următoarele etalări. Vă îmbrățișez cu mare, mare drag.